Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În videoclipul de astăzi vreau să vorbesc puțin despre producția de mono și producția de poli. Suntem undeva în jurul orei 12 spre 1, spre 13, să zic așa. Avem soare frumos, răcoare afară, ceea ce le place panourilor. Nu prea sunt curate, n-am avut timp, pentru că a fost și vremea ploioasă, am zis să treacă vremea nasoală și după aceea să le curăț. Haideți să vedem ce produc mono, ce produc poli, ce au injectat până acum și ce a produs pentru casă celălalt. Deci pe injectare, acum la ora actuală am 2 kW și ceva și am 7 kW injectați. Vedeți, până la ora asta avem 7 kW. Să vedem ce putere avem pe policristaline. Atenție, policristaline 12 la număr, a câte 300 de vați panoul, undeva la 39 de volți panoul. Adunați, calculați că știți și vedeți dacă vă rentează. Acum, monocristaline. Stați că nu văd, că trebuie să focusez pe monocristaline. La ora actuală avem 2,5 kW producție. Da, ce vorbeam mai în videoclipul anterior, că sunt mulțumit mai mult de mono decât de poli. Da? Vedeți și dumneavoastră, 2,5 kW producție la ora actuală, atât am îmi cere casa, nu știu ce a pornit, în fine, atât am ia casa acum consumul. Da, deci una peste alta, v-am zis, monocristalinul îmi este mai, să zic așa, favorit decât policristalinul, care la ora actuală, stați că iar am mutat, îmi dă 2 kW 30 și partea aia 2 kW jumate. Da? Deci acum trageți concluziile, eu vă arăt pe fapt, nu pe texte și pe aiurel cum fac alții doar teorie, eu vă arăt și practică, vedeți, v-am spus numărul, la monocristaline nu v-am spus, la monocristaline am 11 panouri, a câte 310 W panoul și 40 de volți panou. Calculați și vedeți, faceți raportul și atunci o să vă dea un avantaj către panourile monocristaline, iar o să aud comentarii. Da, dar este o diferență foarte mică. Da, dar pe termen de o zi, pe termen de o lună, pe termen de un an, faceți dumneavoastră diferența. Eu nu acum, dacă ar fi, aș ține un string care deja l-am pe poli și restul 2-3 le-aș face pe mono. Oricum o să mai iau două stringuri să-mi fac pentru invertor, pentru că merge, când o să am bani, bineînțeles, și o să măresc capacitatea, pentru că nici din panouri nu ar fi bine să tragi din ele, să le supra-soliciți. Cu cât ai mai multe, cu atât este mai bine. Nu tragi din ele și nici nu să zici că, cum să zic eu, le supra-încălzești. Nu supra-încălzești, dar oricum au o durată de viață mai mare, pentru că sunt mai multe, trage mai puțin din ele și avantajul, iar pe vreme rea, este că atunci când este nor, fiind mai multe, te ajută la producție. Cam asta vreau să vă arăt. În continuare vă doresc o zi minunată, mult soare și baftă și atenție la ceea ce cumpărați și pe ce dați bani.